Bună! Mă numesc Ioan Dobrician și sunt student la Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul universității din București și de asemenea lucrez la Oda web ca web developer de peste 2 ani de zile. În principal am lucrat pe proiecte de Volto, iar în ultimul timp am dat un task foarte interesant, în care am învățat foarte multe și doresc să vă prezint și dumneavoastră. Uh, Tascul suna în felul următor. În Volto avem funcționalitatea de a compara două uh, versiuni al unui același conținut. Adică, practic, putem să comparăm conținutul dintr-o editare față de altă editare din trecut. Astfel, este foarte util pentru editor, deoarece ei pot să vadă așa cu roșu ce s-a șters și cu verde ce s-a adăugat. Da? Uh. Acest lucru este util și pentru alte proiecte, chiar dacă folosesc sau nu volto, însă sistemul actual are o mică limitare, deoarece uh, la unele taguri de HTML se încurcă, putem observa aici. Iar în cadrul tichetului am avut, uh, am avut uh, am avut tascul de a... Uh, te-ar rezolva. Țin să precizez că codul pe care vi-l voi arăta momentan nu este disponibil în Volto. De îndată am să încerc să fac un pull request în care să-l introduc. Uh, bun. Mai întâi am să vă arăt cum funcționează codul din Volto, și după aceea ce am făcut eu în plus. Există o componentă de field care primește două tipuri. De conținut, 1 și 2. Practic, varianta din stânga da, și varianta din dreapta. Uh, în funcție de ce fel de schimbare adică ce fel de obiect este, îl analizează și îl compară. Vedem că avem mai multe tipuri, cum ar fi rich text, daytime, json, slate. Și toate aceste tipuri folosesc diff words, funcția aceasta. Care? Această funcție este definit aici. Este fost de o librărie. Divlib. Divlib are mai multe tipuri de, de comparări. Ea este, din Java, ea este disponibilă pentru orice proiect JavaScript. Nu este neapărat un volto, N-a obligatoriu un volto. Și, practic, vedem că primim două obiecte care transformăm un string și le comparăm. La final de tot, el ne va returna un vector care arată de acest tip, arată value, edit, dacă e true, dacă a fost adăugat, deci practic dacă în varianta a doua a adus ceva nou, edit ăsta va fi true. Mai avem și un removed care va fi true dacă s-a șters ceva în varianta a doua. De exemplu, aici putem vedea că s-a adăugat doi, avem one aici și tu aici. Și putem vedea că aici s-a adăugat 2. Astfel în rest a rămas la fel. Astfel încât vom observa că ne va returna value 2 edit un Bun, totul e bine și frumos, însă avem aici o mică problemă. Haideți să vedem ce se întâmplă mai departe. Mai departe, acest vector este... Acest vector este rulat aici, este, este aici uh, parcurs și dacă este removed, dacă practic valoarea respectivă este removed, se va pune un span cu o clasă deletion cu CSS-ul respectiv pentru a arăta că s-a șters și cu ceea ce ne-a returnat el sau se va pune un span cu clasa addition este par.velu, ca să arate că s-a adăugat ceva. Totul este bine și frumos, funcționează foarte bine, însă avem o mică problemă. În cazul de față, putem observa că aici um, ar însemna că ar pune panul ăsta, ar pune, practic peste 2 ăsta, nu? Că ăsta este adăugat. Deci s-ar pune peste 2 ăsta. Păi și oare e bine să se pună peste 2 ăsta? Pe păi cum ar arăta? Pe păi ar arăta, uite așa. În loc de doi aici ar fi o clasă care aici ar avea pe 2. Păi acest lucru nu este tocmai ok, deoarece va strica tagul de HTML. Și atunci pagina va arăta broken. Exact cum arată și pe aici. Se poate vedea chiar la imagine, cu imaginea stricată și-a făcut-o așa, pentru că a simțit aici că s-a uh, modificat link de la sărăcă. Ideea este că pentru tablile de HTML care s-au modificat, nu trebuie să vedem ca utilizatori efectiv cum s-au modificat tablile de HTML, pentru că ele se pot vedea și vizual cum s-au modificat. Adică, noi atunci ar trebui să avem, vedem, vedem imaginile, să vedem că sau, ce imagini sunt, că sunt diferite. Nu ar trebui să vedem efectiv că aici, în loc de slash api, s-a pus linkul acesta. Să vedem imaginile. Sau așa mai departe. Vedeți aici apare span, ID, asta nu trebuie să apară. Le vedem pentru că s-a adăugat, -au adăugat aici o, o, citare. Însă noi ar trebui să vedem, să vedem direct citarea, nu ar trebui să vedem toate părțile astea de HTML. Deci vedem că nu e bine să comparăm uh, tag-urile de HTML ca și ca două stringuri normale. Să luăm un caracter cu caracter și să vedem că avem o problemă. Și atunci, practic, uh, task-ul meu a fost să repar acest bug și cum am, am făcut în felul următor. Am să vă pun varianta reparată de mine ca să vedeți cât de bine se îmbunătățește pagina. Putem vedea cât de broken este. Și vom vedea cum se va totul de bine. Putem să vedem că deja apar imaginile. Da? Aici face întâmplarea să fie aceeași imagine. Dar putem vedea că nu mai apar taguri de HTML pe aici. Că Totul arată curat și așa ar trebui practic, să arate uh, două diferențe. Și acum am să vă arăt exact cum am făcut. Practic modificarea majoră este aici, că în loc de Diff Words cum era înainte din Diff Lib am folosit Diff Arrays. Care Diff Arrays primește doi vectori, primește doi vectori. cum vedem aici. Da? Avem aici doi vectori. Și fiecare vector are mai multe stringuri. Și el compară primul string cu primul string din vector. Al doilea string cu al doilea string din vector. Chestia asta este utilă pentru că noi, practic, putem să-i spunem la algoritm exact ce se considere ca fiind adăugat sau nu. Astfel încât noi putem să-i spunem dacă vezi un tag de HTML, să nu îl împărțim pe bucăți, cum face, și să-l împărțim pe celălalt tag-ul, ca să nu-l nu spargem, să nu punem uh, clasa asta peste Span Addition. Și atunci, eu aici am făcut o parsare de HTML în care primesc un string de HTML. Dacă este gol, returnez un vector gol. Dacă nu, înțelegez un vector care practic îl voi returna. Zic elementul meu curent este un string gol și uh, am făcut un flag inside tag care spune dacă mă află în interiorul unui tag de HTML sau nu. Și putem vedea că când avem un semn mai mic, zic că suntem într-un tag, când avem un semn mai mare, înseamnă că am ieșit într-un tag. Dacă începe un nou tag de HTML... Tot ce aveam în elementul curent, noi îl punem în vector. De ce? Pentru că nu vrem să legăm orice am fi avut de un tag de HTML, pentru că atunci le-ar strica tagul de HTML. Și atunci, tot ce am avut punem separat, punem, începem un nou string și punem tagul de HTML și marcăm că suntem într-un tag de HTML. Când ieșim, îl punem la final ca să-l încheiem și îl băgăm în în vector și începem cu un nou string. Și nu mai suntem în un tag de HTML. Acum, eu vreau să compar cuvintele cu cuvinte. Adică, pentru cuvântul pere și mere, nu vreau să subliminez doar p cu roșu și m Pentru că eu vreau să arăt că s-a modificat o cuvântul. Nu vreau să-i arăt că să a modificat literele. Nu? Adică, dacă ai un cuvânt lung, da? două cuvinte lungi, tu nu vrei să vezi exact fiecare literă dacă a rămas sau pe poziția aia sau nu. Deci vrei să vezi tot cuvântul că e alt cuvânt. Și atunci, practic, eu voi pune în acest vector și cuvinte. Și cum îmi dau seama că s-a terminat un cuvânt? Păi că văd un spațiu. Deci, dacă văd un spațiu, îl pun în vector și voi începe un alt cuvânt. Și am mare atenție să nu fiu într-un tag de HTML. Dacă nu e niciun spațiu, atunci face parte din cuvânt, îl pun și la final la fi într-un spațiu, face parte din cuvânt și îl pun. La final, dacă mi-a rămas ceva, îl pun și ce a rămas și returnez vectorul. Bun. Și practic, voi, eu acum voi face această diferență pe vector între, div, între vectorul pentru primul string și vectorul pentru al doilea string. Totul frumos. putem aici și cum randăm. Practic, parcurgem vectorii care ne dă algoritmul. Și aici, mare atenție, mai avem o mențiune. Dacă suntem într-un tag de HTML, cum e aici, și în tagul ăsta s-a modificat ceva, de exemplu clasa asta. În loc să fie removed, acum e removed uh, 2, să zicem. Noi nu vrem să punem peste tagul ăsta de HTML, peste div, să punem un span și încă un span, Da. Și practic noi aici să ne închidem pe div-ul ăsta așa. Deci noi nu vrem chestia asta, pentru că iarăși am stricat HTML-ul. Noi vrem să punem spanurile astea cu class addition și removed, dar peste conținutul scris de editor, deci nu peste tag-urile de HTML. Așa că vom pune un span, dacă s-a modificat ceva, pe conținut. Aici vom pune un span în interior. Și atunci voi pune acest clas de deletion, în cazul acesta, dacă este removed conținutul, dar, de asemenea, și dacă nu apar toate aceste caractere speciale care se găsesc în tagurile de HTML, adică începerea unui tag, finalul unui tag, al final de tag, SRK, HR, am pus și eu, egal. Practic, dacă tot se află peste așa ce se află, aceste caractere se află în ceea ce avem, eu consider că ar fi un tag de HTML și este prea periculos să mai pun span class deletion peste. Și același lucru îl fac și la class edition. Dacă nu suntem în acest caz, atunci îl voi pune. Dacă cumva s-a adăugat conținut, fiind pe partea stângă, nu mai pun. Aici, dacă s-a adăugat conținut, din nou nu mai pun, fiind pe partea stângă. A, mențiunea aici e foarte una, foarte importantă, e că vedeți, totuși dacă e tag de HTML, nu intru în if Vreau să-l pun. De ce vreau să-l pun? Pentru ca să nu stric tagurile de HTML, că nu vei putea reproduce conținutul. Deci tot ce e tag de HTML, eu nu mă ating. Eu îl las separat. Îl afișez așa cum era dinainte, ca dinainte. Îl pun aici. Deci eu mă joc doar cu conținutul, doar cu cuvintele care le-a scris editorul. Nu mă zoc și cu HTML-ul. HTML-ul o las exact cum îi. Și cam asta fac. Deci putem vedea că s-a îmbunătățit substanțial. Se vede exact pe cuvânt ce cuvânt s-a modificat. Uh, arată mult mai bine totul. Și consider că această abordare a îmbunătățit semnificativ această pagină. Sunt convins că se poate face și mai bine această pasare de HTML, se pot pune mult mai multe cazuri, poate se poate face ceva mult mai inteligent, dar consider că pentru, pentru o diferență, un, un caz de pornire, o rampă de pornire, este foarte bună această abordare. Sper că ați învățat cât mai multe din ea și să, să folosiți aceste idei. La revedere!